Partenerul emisiunii Oriflame Moldova. Visurile tale, inspirația noastră. Din emisiunea precedentă. Curaj, minte liberă, elan. Sădești un copac și știi ce va fi cu el peste 1000 de ani. Întrezărești de pe acum fericirea omenirii. Cu o săptămână înainte de a împlini 40 de ani, am simțit eu că ceva, nu e, ceva acolo este nu chiar așa cum... Și mă duc la medic, îmi face analiza respectivă. Felicitări, sunteți însărcinată și vestea cea bună a venit. Bat la ușă la Sandu. A doua zi era ziua mea de naștere. Și zic, tu mi-ai cumpărat cadou pentru ziua mea? Și el zice, oi, mama, sori, n-am reușit, uite, cu teatrul ăsta, hai că, uite, mă duc și îți promit, mâine îți aduc ceva ce-ți place. Și eu zic, stai jos. Dați-vă pup, că stric de jumătate de oră. De jumătate de oră stric. Astea sunt ouă de la mine, da, de la mine. De la tine sau de la găină? De la mine, de la găină. Ouă de la mine, de la găină. Mariane, bună ziua! Baxic și noi te așteptăm la noi! Bucuros să vă văd! Mulțumim! Bine ați venit! Mulțumim că ai venit la noi, mersi mult! Cu mare plăcere! Ce ne-ai adus? Văd că ai venit cu un cadou! Ce e un secret, este din sudul Moldovei. Ai o să fost la ceva sud. Foarte gustos, foarte apetisant, care trezește, eu sper, mulțumim, emoții frumoase și o să vă placă! Ceai, o cafea! O cafea, dacă o cafea. Și cu plăcere! Hai să trecem la masă! Mariane, bine ai venit la noi acasă. Uite, chiar ne bucurăm că ai venit. Nu ești prima dată, de fapt, aici, la noi. Așa. Ești un bun prieten de-al nostru. Un compozitor de excepție. Artist al poporului. Profesor la Academie de Arte. Un pianist excepțional. Dar vreau să ne spui tu, în 60 de secunde, cine este Marian Stârcea? Uite, cum crezi tu? Cred că sunt muzician care este în domeniu, îl adoră și fără muzică nu își închipuie viața. Adică sensul vieții cred că poate să se piardă dacă nu m-ar fi înconjurat o mare, un ocean de sunete și domeniul în care mă aflu. Mai ai încă 50 de secunde. 50 de secunde. Da. Sunt încă un foarte norocos om, fiindcă cred că am reușit ceva și vreau să mai fac ceva în viața aceasta, în primul rând din punct de vedere de creație, am ce spune, am foarte multe idei și aș vrea să le realizez, bineînțeles, cu ajutorul și suportul vostru. Urmărește iShow și află ce peripeții a avut elevul Marian Stârcea. Când am primit eu o mamă de bătaie acasă după asta... Tu ești dintr-o familie de muzicieni. Tatăl tău, Alexei Stârcea, el te-a ghidat în viață. Bineînțeles că până la 15 ani, când a decedat tatăl meu, bineînțeles, eram sub supravegherea lui. Stătea în spatele meu când mă ocupam, tot făcea și el ceva, dar într-adevăr eram foarte și foarte urmărit și chiar dus la școală, mă acompania des la școală cu profesorii, se discuta, vroia să fiu muzician, dar la o vârstă anumită, totuși, cumva cred că nu eram el cel mai silitor elev, a vrut să mă iei de la școală. Dar cum s-a făcut că totuși ați devenit muzician? Am prins pofta aceasta. Într-un moment, când am început să cânt bine la pian, că eram pianist și reușise ceva, una, o dată, a doua, a treia oară, am prins pofta asta. Când pot stăpâni niște sunete, niște creații foarte complicate, de Beethoven, nu vorbesc de Debussy, când te joci de acum, adică când eram la vârsta cam de 17-18 ani, cântam foarte bine. Lucram 8-10 ore câteodată pe zi la pian și chiar cu idee de a intra la conservatorul din Moscova, știam bine a cânta la pian. Pe urmă am degradat bine, înțeles că acum nici nu se compara, nici aproape nu pot cânta cum cântam pe timp. Deci un pianist bun trebuie totuși permanent să... Lucrez
lucreze, să facă muzică, 8 ore, așa. Și am prins pofta aceea, într-adevăr, și... Dar fotbal în copilărie și... Prima mea compunere care am scris-o la școală, unde ce ați fi vrut să deveniți? Am scris fotbalist și în paranteză portar. Era și așa ceva. Asta e. Când a văzut tatăl meu ce am scris eu acolo, cred că era gata să mă ucidă și să mă iei de la școală muzicală. Așa o idee avea, dar slavă Domnului, n-a realizat-o. Dar voi ce tradiții de familie ați avut, uite, în familia voastră de muzicieni Stârcea? Eu cred că dragoste de muzică, fiindcă și bunelul meu era un mare muzician, om de vastă cultură, și asta i s-a dat, a trecut și tatălui meu, tatăl meu fiind un interpret extraordinar, un compozitor extraordinar. Chiar și Mihail Muntean a fost la noi de mai multe ori și ne vorbim de mai mulți artiști de operă care au studiat, au învățat la tatăl meu și pe lângă asta, muzicieni, compozitori, Vasile Zagorski, Gleb Ceaicovski Mereșanu, mulți, mulți și mai tineri decât era vârsta tatălui meu și, bineînțeles, era o atmosferă. Ne vorbim de acum de studenții care studiau la el, vocaliștii care au devenit pe urmă celebri și la Moscova și mai multe teatre din lume. Acești erau acei oameni care permanent veneau la noi, permanent se asculta. Se obișnuia să vină acasă, să se cânte. Da. Mama legătea, mama era numai cu noi, cu copiii, legătea mămăliguță, toate permanent erau. Până acum, mulți din ei și-aduc aminte de mâinile mamei mele, care făcea niște mâncăruri extraordinare. Svetlana Bivol ne povestea că ați fost într-o clasă la facultate, la școala muzicală, școala de fapt. Școala muzicală Eugen Coca. La Eugen Coca. Și ea ne povestea ce șoti voi făceați pe acolo, pe la Eugen Coca. Împrușcam și în portretul lui Lenin și lui Todor Živkov, care avem la școală, și bineînțeles putea să fie legată ceva politic. Când am primit eu mama de bătaie acasă după asta, gata. Așa, deci tatăl tău era chemat la școală cu regularitate. Mai mult, da. De fapt, mergea mama, fiindcă mama era mai disponibilă puțin, tatăl era ocupat, sau era în turneu, sau cânta undeva concerte, muzică, dar mama era totuși mai aproape și venea mai des. Mama asta și mă salva, poate. Dar dumneavoastră mai aveți și un frate, Roman, dacă nu mă greșesc. Fratele mai mare, Roman, care este profesor la școala Eugen Doga, este și el pianist, însă cred că dorințele lui erau ceva mai modeste decât ale mele și el așa și este profesor de pian foarte bun, care își face foarte cinstit și corect serviciul. Ai și tu discipoli. Despre cine, uite, poți cu mândrie să ne spui? Discipul este cam tare spus despre mine. Eu, într-adevăr, am lucrat cu mai multe lume, mai mulți tineri, i-am ajutat, i-am promovat și să dau ceva nume, cred că nu face, fiindcă am să-l uit pe cineva. Aș vrea să spun poate de Dana Marchitan, care este acum una din cele mai cunoscute, interesante interprete și la noi în țară și peste hotarele ei. Fiul renumitului compozitor Alexei Stârcea prelungește firul logic al dinastiei de muzicieni, absolvind cu brio o facultate de pian și compoziție a conservatorului de stat Gavril Muzicescu. Urmează studiile postuniversitare la conservatorul Ceaicovski din Moscova, după care face o stagiere la Academia de Muzică Modernă Rubin din Israel. Eu aveam speranțe că Marian o să devină cineva, pentru că îl vedeam încă de mic cum care e atârnarea lui față de pian. Este un compozitor foarte bun, este un nobil. Fiind student, era cucerit de chitara bas și muzica lui Paul McCartney. Astăzi, Marian Stârcea cântă la chitară mult mai rar. Este pasionat de pian și compozițiile muzicale. Totodată, el este un membru activ al Cenaclului Ideal, din care fac parte mai mulți artiști de vază din Moldova. Mergi la grădiniță? Auzi un cântec compus de Marian Stârcea. Mergi la școală? Un cântec de Marian Stârcea. Ai mers la un teatru, fie teatru de păpuși, fie teatru de stradă, fie teatrul de operă, neapărat o să găsești și un cântec compus de Marian Stârcea. Marian Stârcea a compus peste 900 de piese, inclusiv pentru teatru. Într-un spectacol
un rol important îl aparține compozitorul, cel care știe să atingă, să îmbrățișeze anumite emoții printr-o temă muzicală. Îi place să lucreze cu copiii. Piesa Toate vor fi, interpretată de Denis Midone, a reprezentat țara noastră la concursul Junior Eurovision Song Contest din 2012. Applause, applause for Denis Midone from Moldova. Dintre discipolii lui Marian Stârcea sunt bine cunoscuți publicului nostru. Iubire, tu iubire, dacă ai ști. Oricine cred că care face cunoștință cu dumnealui se încarcă de energia asta pozitivă, de căldura asta sufletească. Nu știu cum să-l compar, ca cu o pâine caldă, cred că. Muzica lui Stârcea este una mai serioasă. Acolo sunt note, sunt cunoștințe, este valoare. Cântecele lui au fost interpretate de zeci de artiști din Republica Moldova și România, precum Silvia Gonciar, Constantin Moscovici, Nelly Ciobanu, Mirabela Dauer și Gabriel Dorobanțu. Străino, cheamă-mă, e ceasul târziu. În 1999, compozitorului Marian Stârcea i s-a conferit titlul onorific Maestru în Artă, iar acum 3 ani a devenit artist al poporului. Urmărește iShow și vezi cât de ușor improvizează Maestrul în Artă, Marian Stârcea. Bonjour, l'amour, toujours, boudoir.